Ludovic Orban și-a dat demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Acesta a anunțat că nu mai poate rămâne în funcție atâta timp cât a pierdut cursa internă pentru șefia PNL. Cu această ocazie, Orban a lansat un atac furibund la adresa lui Klaus Iohannis și Florin Câțu, pe care a acuzat că sunt unicii responsabili pentru criza guvernamentală. Colega mea, Gabriela Adel Pupo, vine cu toate datele chiar acum în direct. Bun găsit, Gabriela! Ce a mai declarat fostul președinte al Camerei Deputaților? Te rog! Bun găsit. În primul rând, a vorbit despre onoare, motivând demisia sa din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Apoi a spus că el consideră că partidul merge într-o direcție greșită și că acest lucru se vede și în sondaje, dar și în intenția oamenilor de a susține partidul, ceea ce înseamnă că este foarte greu de crescut partidul în sondaje în perioada următoare, pentru că practic votanții și-au pierdut încrederea. Rămâne în continuare însă membru PNL, a spus că o să anunțe dacă acea informație care a apărut în spațiul public, conform căreia Ludovic Orban ar intenționa să plece cu 40 de parlamentari și să formeze un alt partid politic, se va și materializa. De asemenea, a vorbit despre faptul că partidul acum trebuie să refacă practic coaliția, este singura șansă de salvare și, bineînțeles, pentru asta trebuie propus alt nume de premier decât cel al lui Florin Câțu. Aici i-a menționat pe Ilie Bălojan sau pe Violeta Alexandru ca posibil nominalizați pentru funcția de prim-ministru dacă acest guvern Cioloș nu va trece de Parlament. Cam acestea au fost principalele declarații. După cum am spus, a reiterat faptul că deocamdată nu se gândește să părăsească PNL, dar va rămâne doar un simplu deputat. Mi-am scris demisia și am înaintat-o către biroul permanent al Camerei Deputaților și către secretarul general al Camerei Deputaților. Ludovic Orban a anunțat și motivele deciziei. Motivul însă principal al demisiei mele este legat de faptul că nu mai pot să fiu părtaș cu decizii luate de o conducere instalată cu forța în fruntea Partidului Național Liberal, decizii care nu mai au nicio legătură cu angajamentele făcute de Partidul Național Liberal în campania electorală pentru alegerile parlamentare. Literalmente au călcat în picioare democrația în interiorul Partidului Național Liberal, au impus o conducere împotriva voinței reale a membrilor Partidului Național Liberal și după impunerea acestei conduceri, practic și-au încălcat toate angajamentele luate în fața cetățenilor români. Eu nu pot să fiu părtaș la trădarea cetățenilor români care și-au exprimat încrederea în Partidul Național Liberal. Întrebat dacă a fost contactat telefonic de către Florin Câțu, am mințit la nu știu câta oară. Evident că nu m-a sunat. Eu sunt membru al biroului executiv. Obligația secretariatului general este să convoace la ședințe toți membrii biroului executiv. A urmat un atac virulent la adresa actualei conduceri PNL. Gruparea demolatoare din jurul lui Câțu, cu sprijinul președintelui Iohannis, după ce a călcat în picioare democrația în Partidul Național Liberal, este pregătită să calce în picioare democrația în România. Din păcate, cramponarea de Florin Câțu practic a generat această gravă criză politică, guvernamentală, în plină criză sanitară, în prag de criză economică. Ludovic Orban a dat de înțeles că se va retrage din cadrul Partidului Național Liberal dacă nu se va renunța la Florin Câțu ca propunere de premier. Acțiunea mea în viitor depinde în mare măsură de ceea ce se va întâmpla. Dacă se persistă în această ambiție nebunească de a impune un premier precum Florin Câțu, care în momentul de față practic
nu mai are încredere decât de 10%, având un grad de respingere absolut uriaș, eu nu pot să fiu parte la un astfel de proiect care e antidemocratic. Tot Orban a lansat și un apel către președintele țării, Klaus Iohannis. Categoric se va ajunge la anticipate dacă Florin Câțu va susține a doua propunere, pentru că eu nu-mi imaginez cine ar putea să-l voteze pe Florin Câțu premier din Parlamentul României. Am făcut un apel către actorii instituționali, în special către președinte, să revină cu picioarele pe pământ, să abandoneze acest proiect de-a dreptul catastrofal pentru România, de a se crampona de o singură persoană.